Iar în direct cu noi este Vlad Mixic, expert politic de sănătate, Observatorul Român de Sănătate. Bună ziua! Bună ziua! L-am ascultat pe medicul Beuran la finalul audierii, spunea că sunt lucruri neadevărate. Președintele Klaus Iohannis se referea aseară la ce s-a întâmplat la Floreasca, spunea că este un eveniment catastrofal, inadmisibil, vorbea și despre protestul medicilor. Am auzit de acea scrisoare a medicilor o atitudine regretabilă și ciudată și sper că se datorează unei atitudini de moment care a trecut. Cum priviți situația de la Floreasca, ultimele informații care au apărut, audierea medicului Beuran, corpul de control este din nou acolo, la Floreasca? Da, sunt multe lucruri de comentat. Să vorbesc despre, să încep cu deja celebra scrisoare a medicilor din acea clinică. Trebuie să înțelegem că atunci când lucrezi într-un spital de urgență, într-o clinică de chirurgie, îți petreci o mare parte din viața acolo, iar colegii devin ca un fel de a doua familie, uneori chiar aproape prima familie. Omenesc, îi înțeleg pe medicii din acea clinică, deși nu sunt de acord, dar omenește îi înțeleg că s-au solidarizat cu șeful lor. Ce nu înțeleg și ce mi se pare foarte trist este că aceiași medici nu s-au solidarizat cu tot spitalul în care lucrează sau cu pacienții din spital, pentru că chiar ei au spus că există lipsuri la Floreasca și au existat în ultimii ani lipsuri la Floreasca, că iată aflăm că regulile prin care se pot diminua erorile și se poate crește siguranța pacientului, toate aceste reguli nu sunt întotdeauna respectate și implementate cum trebuie. E bine, cu toate acestea, în ultimii 2-3 ani, același colectiv medical nu a protestat public, nu au vorbit public despre asta, ceea ce e, după părerea mea, regretabil. Dacă ar fi făcut-o, atunci ar fi avut acum absolut toată credibilitatea ca să se solidarizeze cu un coleg al lor. Nu spune care e vreo vină medicul Beuran în tot ce s-a întâmplat. Asta rămâne să spună organele de control, care știu exact ce se întâmplă acolo. Din ce știm și din ce a apărut și s-a publicat în presă, se pare că, într-adevăr, doctorul Beuran nu a fost în sala de operație în momentul întâmplării incidentului. Prin urmare, o eroare personal din partea dânsului în ceea ce privește gestul chirurgical probabil că nu va fi imputabilă și nici nu va putea fi imputată. Însă dânsul poartă responsabilități ca și șef al acelei echipe medicale și mai mult ca și șef al acelei clinici. Și din ce am văzut, publicat și dat publicității prin raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, există acolo și niște erori medicale, erori administrative, dar nu administrative, birocratice și de funcționari cu mânecuțe, ci erori de administrare a echipei medicale pentru care șeful își asumă răspunderea până la urmă. Și, sau trebuie. Și mai este un caz, un pacient ars undeva în luna martie, este anchetat și cazul acesta. S-a vorbit mult despre imaginile de acolo din sala de operație cu medicul Beuran, care apare purtând ceasul la mână, era îmbrăcat în ținuta de pe secție. Medicul spunea că nu e o problemă pentru că pacienta fusese deja închisă. Știm că suferise arsuri grave. Cum priviți situația? Da, înțeleg că era acolo pentru efectuarea unei manevre care se face inclusiv în urgență, dar dacă e să respectăm strict regulile, nu avea ce să caute în sala de operație îmbrăcat în hainele de stradă. Pe de altă parte, există și acest asterisc. Și încerc să fiu cât se poate de obiectiv, pentru că într-o situație de genul acesta cred că e foarte important ca să fim obiectivi. Deci asteriscul este acesta, că acea manevră pe care trebuia să o efectueze nu necesita schimbarea completă într-un costum, cum se zice, scrubs, într-un costum
chirurgical, dar nu avea ce să caute în sala de operație îmbrăcat cu haine de stradă, asta este cert.